Un focar de septicemie hemoragică virală a fost depistat la păstrăvăria Albotam. Centrul local de combatere a bolilor a decis punerea în aplicare a planului de măsuri care prevede uciderea tuturor celor 700.000 de păstrăvi, curățarea și dezinfectarea tuturor bazinelor, ustensilelor și inclusiv a echipamentelor de hrănire, îmbrăcămintei de protecție, dar și a tuturor persoanelor și mijloacelor de transport. Toate bazinele vor fi golite de apă și vor rămâne uscate timp de peste 6 săptămâni. Autoritățile spun că oamenii nu sunt afectați, fiindcă boala nu este transmisibilă. Mai multe străzi din municipiul Sibiu intră în reparații. Primăria spune că pe parcursul sezonului rece, direcția tehnică a alcătuit o listă cu defectele apărute în carosabil care necesită intervenții, iar printre ele se numără strada Europa Unită, unde lucrările au început încă de luni, ulterior vor intra în lucru străzile Maramureșului și Cristian, inclusiv sensul giratoriu de la intersecția cu strada Avric și calea Poplăcim. Pe acestea va fi înlocuit complet stratul de uzură de pe carosabil. De asemenea, vor începe și lucrările de pe strada Mihail Cugălnicianu, inclusiv sensurile giratorii de pe traseu, și în acest caz va fi înlocuit complet stratul de uzură. Iar pe lângă aceste lucrări de reparații ample, va începe în paralel și repararea defectelor punctuale apărute pe străzi. Pe prima comandă emisă figurează intervenții pe aproximativ 40 de străzi din Sibiu. Direcția de Sănătate Publică Sibiu a primit de la Ministerul Sănătății 628.224 de comprimate de iodură de potasiu, pastilele care se administrează în cazul unei explozii nucleare. Pe lângă acestea se adaugă 9.776 de pastile donate de Antibiotice Iași. Pastilele nu se vor găsi în farmacii, ci vor fi distribuite populației după ce se va primi înștiințarea asupra modalității în care se face aceasta. Iodura de potasiu se administrează doar în cazuri speciale și în funcție de fiecare pacient în parte.